Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca tine. Cred că și acesta e și miezul mesajului pe care aș vrea să-l transmit în continuare cu ajutorul Domnului. Iisus, maestru al comunicării. Nu voi vorbi despre nașterea din nou, despre discuția în sine, ci modul în care Domnul Iisus Hristos discută cu oamenii, vorbește cu oamenii. Și cred că și din aceasta avem multe de învățat. Eu am de învățat și cred că fiecare dintre voi are de învățat ceva, pentru că vrem sau nu vrem, ne dăm seama sau nu, dar noi toți vom interacționa mereu cu oamenii. Știu, unii vorbesc mai mult, alții mai puțin, dar oricât de puțin, oricât de introvers ai fi, oricum vei interacționa cu oamenii. Cel puțin scurt, cel puțin întrebări simple. Ne vom confrunta deseori cu opozanți, adică oameni care au alte păreri, care au alte convingeri religioase, care sunt de altă religie sau care chiar dacă au alte păreri, pot fi și de aceeași religie. În viață vom avea mereu parte de, să le numesc așa, dezbateri teologice, adică acele discuții în care vorbim despre lucrurile spirituale, vorbim despre Biblie, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu. Și va trebui și noi să ne purtăm într-un fel, să discutăm într-un fel. De aceea, uitându-mă în această zi la Domnul Iisus, față în față cu Nicodim, doi învățători, Domnul Iisus îl numește pe Nicodim învățătorul lui Israel. Tu ești învățătorul lui Israel, Nicodim de partea lui și el spune, ești un învățător venit de la Dumnezeu. Deci doi oameni care în primul rând se respectă. Dar haideți să le luăm pe rând și să vedem, eu am găsit cel puțin 7 calități ale Domnului Iisus ca învățător, ca maestru al comunicării. Cum tratează el o problemă? Cum tratează el pe un alt om care poate chiar are alte convingeri? Cum se poartă el? În primul rând, Domnul Iisus Hristos este disponibil. Acest învățător, Nicodim, a venit la Iisus noaptea. Cei ce dorm, dorm noaptea. Da, spune Biblia. Domnul Iisus e disponibil să-l primească, să stea de vorbă cu acest om chiar și noaptea, chiar și când nu e timpul de sta de vorbă, nu e timpul să discuți pe, mai ales pe teme teologice, nu ardea casa lui Nicodim, nu era în vreun pericol de moarte, nu era vreun copil de-al lui sau soția bolnavă sau cineva din familie bolnav și trebuia neapărat să meargă. Deci am spune noi, la urma urmei, nu era o urgență, nu era nicio urgență. Nu murea nimeni, nu ardea nimic. Așa că Domnul Iisus putea să zică foarte bine, târziu, e noaptea, discutăm mâine, săptămâna viitoare, planificăm o întâlnire. Însă Iisus este disponibil. Asta înseamnă că poate renunța la programul lui, la somnul lui, să doarmă mai puțin, dar să fie disponibil. Și cred că putem învăța și noi de multe ori să sacrificăm poate din timpul nostru, poate din resursele noastre, energie noastră, pentru a ne pune la îndemâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne poată folosi. În al doilea rând, îmi place la Domnul Iisus că El, chiar dacă este Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă este cel mai bun orator, cel mai bun învățător, El rămâne totuși modest. Observați cum vine Nicodim la El și Nicodim știe și el arta comunicării, el în primul rând îl laudă pe Iisus, îl apreciază, îi face o apreciere. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu face semnele, nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ce face Domnul Iisus? Oh, mulțumesc, mulțumesc, tocmai vreau să spun despre mine și despre să-ți povestesc eu câte semne am mai făcut numai săptămâna asta.
Știți că mai sunt învățători de genul acesta care imediat vorbesc despre ei. Lucru care pe mine mă deranjează cel mai mult la predicator. Ce am făcut, ce am, unde am fost și câte minuni am mai făcut și câte semne și câte și totul despre mine. Imediat despre mine, reflectorul asupra mea. Ei, vedeți, Domnul Iisus Hristos este modest pentru că imediat când Nicodim pune reflectorul pe el, el spune, îmi pare rău, discuția nu este despre mine acum. Hai să discutăm imediat spre altceva. Hai să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Hai să vorbim despre, nu despre mine ca persoană, hai să vorbim despre nevoia cea mai mare a omului, nașterea din nou, despre împărăția lui Dumnezeu. Un om modest, care nu se laudă cu ce face și chiar atunci când este lăudat, nu vine și continuă, da, dar mai continuă că îmi place, da, să știi că așa este. Ci efectiv transferă discuția într-un alt domeniu. Modest. De multe ori, atunci când vorbim cu alții imediat, când e vorba de calități, vorbim despre calitățile noastre și defectele altora. Însă Iisus este un om modest care niciodată nu-și etalează calitățile și nu vorbește despre calitățile lui. A venit odată cineva și a spus, bunule învățător, știți cum a răspuns Domnul Iisus? Pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Întreb eu, era Iisus bun? Era singurul om și este singurul om din lumea aceasta care avea dreptul să se numească bun și nu s-a numit. Și n-a acceptat să fie numit bun. Asta înseamnă să fii modest. Să fii modest nu înseamnă să nu ai habar de tine, să nu știi nimic, că unii asta înțeleg modestia. Modestia înseamnă, nu mă pricep, nu mă descurc, nu mă bag, nu știu nimic. Nu asta înseamnă să fii modest. Modest înseamnă să știi, dar nu să arăți ca și cum ești singurul care știe. Al treilea rând, Domnul Iisus Hristos este un bun cunoscător. El cunoaște foarte bine oamenii. El cunoaște foarte bine subiectul. El nu vorbește despre ceva ce nu știe. El cunoaște, este un bun cunoscător. De multe ori când discutăm cu oamenii, marea problemă în general în zilele noastre este că majoritatea știu totul. Printre oameni deja, cei mai mulți oameni sunt a toate știutori. Se pricep la toate domeniile. Tot ce vrei și ce nu vrei. Oamenii cred că dacă au citit un citat pe internet și au auzit ceva undeva, gata, cunosc domeniul și nu mai intrăm în detalii. Însă Iisus cunoștea cu adevărat, El cunoaște cu adevărat, El cunoaște pe om, El cunoștea pe Nicodim. El știa subiectul, El știa despre ce vorbește. El cunoaște, El vorbește și El spune, noi vorbim lucruri pe care le cunoaștem. Nu vorbim fără să știm, nu vorbim fără să înțelegem. Da, de multe ori te face să râzi, să auzi oameni care folosesc efectiv cuvinte al căror sens nici măcar ei nu-l înțeleg. Dar l-au auzit și sună bine. E un neologism și pare că iese foarte bine. Dar el nici habar n-are ce înseamnă. Iisus nu face asta, Iisus cunoaște, cunoaște bine. Cunoaște oamenii, cunoaște subiectul, cunoaște argumentul, cunoaște și vorbește din cunoștință de cauză. Al patrulea rând, îmi place de Iisus că este un maestru al comunicării pentru că este direct. Observați cum Nicodim a venit și l-a luat pe departe, știm că este un învățător și Iisus l-a oprit imediat și a intrat direct în subiect. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Direct. Adevărat, adevărat îți spun. Fără să facă prea multe prezentări înainte, el vine și spune adevărul direct. Este un om direct. Este un om simplu. Prezintă foarte simplu. El vorbește despre nașterea din nou, vorbește lucrurile și spunea el, dacă am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, ce s-ar face dacă voi vorbi despre lucrurile cerești?
Închipuiți-vă, imaginați-vă numai că Iisus Hristos este înțelepciunea, că El cunoaște toate lucrurile, că El a fost în cer, asta spunea în discuția asta cu El, nimeni nu știe, pentru că decât Cel care a fost în cer, care s-a coborât din cer, El cunoaște toate lucrurile. Gândiți-vă că orice domeniu este cunoscut de Domnul Iisus Hristos. El știe exact ce va fi în cer, cum vom trăi acolo, cunoaște toate detaliile despre împărăția lui Dumnezeu. Cunoaște, ar putea să vorbească și El le spune la un moment dat ucenicilor, am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta acum și nu-i nevoie, decât lucrurile necesare. El putea să impresioneze, să ne povestească, observați, are cineva o răpire, are ceva și imediat povestește și descrie și spune. Observați, Domnul Iisus niciodată n-a vorbit despre astea. Cartea Apocalipsa, pentru El ar fi nimic, Apocalipsa este 0,00 din tot ce este în univers și din tot ce va fi împărăția lui Dumnezeu. Și El putea oricând să deschidă un subiect de felul acesta. Dar El nu folosește un limbaj de felul acesta, ci unul foarte simplu, vorbește în termeni foarte simpli. Ne spune Scriptura, nu vorbea deloc fără pildă, vorbea în pilde ca oamenii să-L înțeleagă. El nu vrea să impresioneze pe oameni, ci vrea ca oamenii să-L înțeleagă. Putea să spună în împărăția lui Dumnezeu cum e materia, cum e antimateria, cum e non-materia, cum e nu știu ce și să spună despre tot ce este acolo și cum vom fi acolo și cum funcționează totul acolo. Dar nu face asta. Pentru că El vorbește doar în simplitate de lucrurile necesare, lucrurile care, de care oamenii au nevoie. Vorbește despre nevoia omului. Ce are omul nevoie? Știți că în Biblie este scris că e chiar bine să te depărtezi de cei care aduc dezbinări, de certurile fără rost. Știți că sunt și certurile fără rost. Pentru că și Ștefan s-a certat cu preoții de atunci. Și ce înseamnă ceartă? Eu am un punct de vedere, tu ai un alt punct de vedere. Normal, punctele noastre de vedere sunt diferite. Asta înseamnă că intră în conflict, ne certăm. Dar câteodată sunt certuri fără rost, adică n-are rost să vorbim dacă cerul e albastru sau e mai puțin albastru, că nu ne ajută la nimic, nu e cu nimic util dacă ne certăm pe tema asta. Domnul Iisus Hristos vorbește simplu, vorbește util, vorbește și merge la nevoia omului. Duce totul spre nevoia omului, nu spre calitățile lui, de aceea reflectorul nu-l vrea asupra lui. O, tu ești un învățător deosebit, tu faci niște semne grozave, nimeni n-a făcut atâtea semne cât ai făcut tu și ce om deosebit ești tu și ce bun învățător ești tu. El trece imediat la nevoia omului. Vorbim despre nevoie, vorbim despre ceea ce ai tu nevoie. Tu n-ai nevoie acum că de calitățile mele, că eu sunt cel mai bun învățător, nu te ajută la nimic asta. Tu ai o altă nevoie, trebuie să te naști din nou. Și trece direct la împlinirea acelei nevoi. Și de aceea el vorbește simplu, ca oamenii să-l înțeleagă, folosește o imagine simplă, nașterea din nou. Iarăși ceea ce apreciez în mod deosebit la Domnul Iisus Hristos, este faptul că este politicos. Observați, vorbește cu omul acesta. Versetul 10 spunea, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Vorbește frumos, vorbește calm, nu insultă, nu jignește. Putem învăța din asta, eu cred că mai mult ca oricând, știu că poate ați vrea acum să ascultați predici din Apocalipsa, dar eu cred că mai ales în vremea în care trăim noi, mai ales acum, mai ales generația noastră, generația asta a Facebook, TikTok, Instagram și tot ce vrem noi, mai ales acum când comunicăm, când publicăm, când interacționăm atât de mult în lumea virtuală, ascultă unul, predică, el este aici în biserică și îl înjură pe predicator. Ca să mai zic alții de la învon ce mai zic și ce mai fac. Vedeți, Domnul Iisus Hristos este un model perfect pentru noi, cât de politicos este, cât de bun simț are.
vorbește cu cineva care are o altă părere, care are alte idei, are alte convingeri religioase, cum îl respectă? Respectul pe care îl arată unui om. Iar altul îi spunea, popi și cum sunteți voi, vai de voi. Vorbește frumos cu el, e politicos. Are o discuție care merge într-o anumită direcție și știe să o ducă într-un mod constructiv, politicos, cu bun simț. Și apoi, iarăși ce apreciez în mod deosebit la Domnul Iisus, să știți și faptul că este nepărtinitor. Fratele Daniel a citit doar câteva versete, dar discuția cu Nicodim conține mai multe versete, merge până la versetul 21, și în această discuție se găsește ceea ce noi numim versetul de aur al Bibliei. Adică în discuția asta cu Nicodim, Iisus scoate în evidență cel mai frumos, cel mai pătrunzător adevăr al Scripturii, versetul acela pe care toți îl cunoaștem. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și te gândești că versetul acesta a fost rostit într-o discuție, într-o dezbatere, să o numim teologică, cu un om, cu un adversar al lui, am spune noi. Dar vedeți, Domnul Iisus nu face părtinire, nu spune, tu nu meriți să-ți spun ceva, tu meriți doar să-ți spun două, să-ți trântesc două și apoi să plec. Este nepărtinitor. El aduce adevărul și celui ce merită și celui ce nu-l merită, el vorbește, el îl duce și probabil Nicodim înțelege mult mai mult decât înțeleg eu și mai mult decât înțelegem noi cu cât tact a lucrat Domnul Iisus, a vorbit Domnul Iisus, modul în care l-a primit pe acest om, modul în care a discutat cu el, modul în care i-a răspuns. Ceea ce se spune despre Nicodim și am auzit deja, este el a venit noaptea, apoi Ioan mai face o precizare, cel care la început venise noaptea, ceea ce înseamnă că nu a fost singura dată când Nicodim a venit la Iisus, înseamnă că a venit de mai multe ori și doar prima dată a venit noaptea. Dar în urma acestei discuții, Nicodim și-a schimbat probabil părerile, convingerile, a fost și el un ucenic, a devenit și el un ucenic al lui Iisus Hristos. Să-l găsim. Și am auzit deja despre asta, îl găsim a cheltuit 100 de litri de smirnă și aloie și a îmbălsămat trupul lui Iisus Hristos, s-a dus împreună cu Iosif din Arimatea să ceară lui Pilat trupul lui Iisus. Și să împlinească din cheltuiala lui, din banii lui, să împlinească ceea ce trebuia împlinit cu privire la o mormântare, la o îmbălsămare care era necesară. Omul acesta a fost, spun eu, cucerit de Domnul Iisus prin modul în care i s-a vorbit, prin modul în care a fost tratat. Când discutați cu oamenii, de multe ori oamenii nu vor auzi ce le spuneți, dar oamenii mai mult vor observa cum le spuneți. Că dacă începi să spui de musulmani și să-i faci nu știu câte feluri, că dacă începi să vorbești de catolici sau de ortodoxi sau de baptiști sau de alții, să vorbești urât, tu s-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să spui adevărul, dar ne spune Biblia că adevărul trebuie spus și în dragoste. Și Domnul Iisus tocmai asta a arătat. Și asta ne învață și asta putem învăța și noi de la El, mai ales că vrem sau nu vrem, interacționăm mereu și mereu cu oameni. Oameni care au alte păreri, oameni care au alte convingeri, care poate au altă religie, dar să știm cum să ne purtăm. Să învățăm de la Domnul Iisus Hristos și mă întorc la cântarea aceasta, cântata din Neauri. Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca Tine. Aș vrea să vorbesc și eu frumos cu oamenii. Aș vrea să mă port și eu frumos cu oamenii.
Aș vrea să îmi calculez orice cuvânt pe care rostesc, aș vrea orice gest, aș vrea orice fac și orice spun să te onoreze pe tine și să-i poată convinge pe oameni de adevărul tău. Și Iisus Hristos i-a cucerit pe cei din vremea Lui, nu doar prin cuvintele sale, ci și prin modul în care a vorbit. Gândiți-vă la sutașul acela care a condus plutonul acela de execuție. Când l-a văzut pe Domnul Iisus, când a văzut că El se roagă pentru cei care îl omorau, că cerea iertarea lui Dumnezeu, nu pedeapsa lui Dumnezeu, cerea iertarea lui Dumnezeu. Cum a văzut că i-a spus tâlharului care și-a cerut iertare, da, vei fi cu mine în rai. Când a văzut că el nu înjură, nu vorbește vulgar, nu vorbește urât, nu bleastămă pe cei care îi fac răul, ci binecuvintează. Când a văzut cu ce seninătate moare acest om, sotașul a exclamat, cu adevărat acest om este Fiul lui Dumnezeu. Nu doar pentru cuvinte, ci pentru gesturile sale, pentru atitudinile sale pe care le are, chiar și în cele mai cumplite momente ale existenței, chiar și în fața morții. Iar noi, numai ne-a călcat cineva pe picior, numai puțin praf s-a așezat și deja, mai Dumnezeu știe ce e în gândul nostru și ce e în mintea noastră și ce ne mai iese pe gură. Putem învăța de la Domnul Iisus. Putem învăța și aș vrea să fim ca El, să ne rugăm să fim ca Iisus. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că avem nevoie, pentru că din cuvintele noastre, pentru că în discuțiile noastre, în tot ceea ce discutăm cu oamenii, se poate vedea caracterul nostru. Și observați, ca să nu mai vorbim, nu mai punem aici bârfa, nu mai punem aici altele și nu s-a pus Iisus cu Nicodim să vorbească despre al treilea care nu era acolo. Domnul Iisus, un adevărat maestru al comunicării, disponibil, oricând poți apela la El, este disponibil, modest, chiar dacă îl auzi, El nu spune, da, continuă că îmi place, hai să mai rămânem pe subiect, că îmi place. Și imediat ocolește subiectul, nu vorbim despre mine, hai să vorbim despre nevoile reale ale oamenilor. Un bun cunoscător vorbește ca unul care cunoaște subiectul, care îl stăpânește. Noi vorbim ceea ce știm. Însă astăzi, cei mai mulți din cei care vorbesc, vorbesc exact ceea ce nu știu, ceea ce n-au învățat niciodată, nu știu niciodată, dar se pretind depozitarii adevărurilor absolute. Direct, nu trebuie să ocolească, nu trebuie să spună altceva, intră direct în subiect. Este un om direct. Ca oamenii să-L înțeleagă. Vorbește simplu. El avea acces la toate informațiile și are acces la toate informațiile din univers. El cunoaște toate limbile pământului. El n-are nevoie de translator. El n-are nevoie de momente de pregătire. El nu trebuie să-și pregătească vreo predică. El nu trebuie să studieze ceva ca să afle, să descopere. El știa totul. Și cu toate astea, El vorbește simplu. Nu un limbaj elevat, sofisticat și să stea oamenii să spună, am rămas impresionați. Oamenii în general vor doar să impresioneze, să spună cât a studiat, uite câte limbi știe, uite câți termeni de care nici n-am auzit măcar că există cuvântul ăsta și noroc că mai ascultăm predici, că mai auzim și noi câte un cuvânt nou. Da, din păcate am fost șocat să aflu odată că chiar într-un seminar de pregătire teologică, de omiletică, se spunea căutați cuvinte noi. Adică oamenii să știe cu cine stați de vorbă. Mai folosiți voi un citat filozofic, chiar dacă n-are nicio treabă cu argumentul, dar oamenii să rămână să zică, ăsta e citit. De câte cărți a citit, câți filozofi, cât știe și cu citate și cu așa, chiar dacă nici n-a spus, mă, citatul, că cel mai multe citate nici nu-l citează măcar pe autorul real, dar așa, a zis nu știu cine. Dă bine.
E bine, pune acolo să fie, să arate că tu cunoști poezie, cunoști istorie, cunoști artă, cunoști, ai cultură generală, că nu, trebuie să arăți că îi depășești pe toți. Și oamenii vor doar să impresioneze. Iisus nu impresionează pe nimeni. Adică el nu vrea să impresioneze pe cineva. Nu vrea acum Nicodim, stai, hai că discutăm. Tu știi cu cine stai de vorba. Eu nu sunt învățător doar că am făcut minuni și semne, dar că te cunosc eu. Stai că te aduc eu prin cer să vezi îngerii, materia, cum s-a format, energii, ce se întâmplă acolo. Îți explicăm culorile, totul cum se formează. Să vezi câtă știință am eu. Iisus nu impresionează pe nimeni. El vorbește simplu, cât se poate de simplu. Vorbește politicos, își respectă adversarii, opozanții, cei cu care discută, îi respectă, vorbește frumos și este nepărtinitor. Nu spune, nu merită să pierd timpul cu acesta, nu merită să-i spun lucruri frumoase, ci cu acel fruntaș al iudeilor, cu acel om care venise noaptea cumva de frică, de rușine. Poate Domnul Iisus spunea, dacă nu vrei să discuți în public, înseamnă că nu meriți, nu meriți răspunsul meu, nu meriți să ai discuția asta cu mine, nu. Are loc atunci una dintre cele mai frumoase discuții din Scriptură, cu adevărurile cele mai profunde. Și Domnul Iisus, față de Nicodim, aduce mesajul central al Evangheliei, mesajul pentru care a venit El în lume. Și spune altceva, cu alte cuvinte, Nicodim, eu n-am venit să fac minuni și semne, eu n-am venit să ies în relief, că eu sunt cel mai bun învățător, că sunt cel mai bun proroc, că sunt cel mai nu știu ce, eu am venit pentru altceva, eu am venit ca oamenii să aibă viață veșnică, am venit să-i duc pe oameni în împărăția cerurilor. Eu n-am venit doar să fac semne, să impresionez pe oameni, să le arăt cât sunt eu de sfânt, cât sunt eu de divin sau de nu știu ce, ci eu am venit aici ca să vă ajut să ajungeți, să intrați în împărăția cerurilor. Și nevoia asta este nevoia tuturor, nevoia asta de a te naște din nou, nu este o nevoie doar a vameșilor, a păcătoșilor, nu e o nevoie doar a mulțimii, ci este o nevoie acută chiar și a celor care se definesc învățătorii lui Israel. E o nevoie și pentru predicatori, pentru rabini, pentru preoți, pentru oricine ar fi, toți au nevoia de a fi născuți din nou. Și în această zi mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu știu dacă vreți să fiți ca Domnul Iisus, dar avem atâtea și atâtea de învățat de la El. Spunea El, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Doamne, ajută-ne să fim toți blânzi și smeriți cu inima, să învățăm de la Domnul Iisus Hristos.